Adevăruri mari pentru inimi fragede. O lucrare scrisă de Bruce Ware și publicată de editura Cartea Creștină din Oradea. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o colecție de principii care vin direct din Scriptură și prezintă răspunsuri la întrebări despre identitatea lui Dumnezeu, despre lucrarea sa și despre speranța pe care o putem avea într-o relație cu Hristos. Pentru a avea grijă de tine și de inima ta, te invit să asculți în minutele următoare un mare adevăr, prezentat de pastorul Valer Monafu. Ascultă o emisiune pentru inima ta, realizată cu sprijinul Societății Misionare Române. Și nu uita, ai grijă de tine și de inima ta. Adevărul despre abundența lui Dumnezeu. Cât este de important să cunoști bine pe cineva și să-i cunoști caracterul? Imaginează-ți de pildă că îi ceri unui străin să stea la tine acasă și să se îngrijească de animalele tale de companie pe timpul cât ești plecat de acasă. Ai avea încredere în acea persoană? Nu este oare adevărat că doar atunci când ajungi să cunoști pe cineva poți hotărâ dacă este o persoană de încredere, dacă se ține de cuvânt și dacă te poți baza pe ea? Același lucru se aplică și în cazul relației noastre cu Dumnezeu. Avem nevoie să-L căutăm pentru a ajunge să-L cunoaștem mult mai bine și astfel să fim atrași, să-L iubim și să ne încredem mai mult în El. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le urmărim în viață este să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Vom observa aici trei modalități în care se poate observa caracterul lui Dumnezeu în existența Lui de Dumnezeu separat de lume. Dumnezeu are o bogăție care rămâne adevărată independent de faptul că a creat lumea sau nu. Dumnezeu este Dumnezeu și atât. Așa cum am văzut, Dumnezeu nu are nevoie de lume pentru a fi Dumnezeu, chiar dacă lumea are nevoie de Dumnezeu pentru tot ceea ce este și face. Așadar, care sunt câteva dintre modalitățile în care putem observa bogăția lui Dumnezeu așa cum este El, Dumnezeul adevărat și viu, dincolo de lume? Mai întâi, Dumnezeu este veșnic. Acest lucru înseamnă că viața sau existența lui Dumnezeu nu are început și nu are sfârșit. Spre deosebire de orice alt lucru care a existat vreodată, Dumnezeu nu depinde de nimic altceva în existența sa, de vreme ce a existat întotdeauna și nu poate muri. Este o idee foarte greu de înțeles pentru noi, de vreme ce nu știm nimic altceva care să se compare cu El, iar aceasta este pentru că nu există nimic în întreaga creație care să fie ca Dumnezeu. Propria ta viață a avut un început atunci când ai fost zămislit, iar 9 luni mai târziu te-ai născut în această lume. Mama și tatăl tău au avut și ei un început la un moment dat, la fel ca și câinele, pisica, leul, elefantul, copacul și insecta. Fiecare ființă are un început al vieții. Nu același lucru este adevărat în cazul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are început de vreme ce trăiește întotdeauna. Și pentru că viața este parte din ceea ce înseamnă pentru Dumnezeu să fie Dumnezeu, viața sa nu va lua niciodată sfârșit. Un psalm scris de Moise ne prezintă următorul mod în care îl putem vedea pe Dumnezeu ca veșnic viu și etern. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Psalmul 90 cu versetele 1 și 2.
Atunci când Moise vorbește despre Dumnezeu ca trăind din veșnicie în veșnicie, el vrea să spună că viața sa se întinde mai departe decât ne-am putea imagina în trecut, chiar înainte ca Dumnezeu să creeze universul și timpul în sine. Și la fel se întinde și în viitor. Imaginează-ți cerurile care vor dăinui milioane și miliarde de ani de acum încolo. Dumnezeu a trăit întotdeauna și va trăi întotdeauna. De la trecutul veșnic până la viitorul veșnic, Dumnezeu a existat întotdeauna ca Dumnezeu și va trăi întotdeauna ca Dumnezeu. Așadar, Dumnezeul cel adevărat și viu are viața în El însuși. Nimeni nu i-a dat viață și nimeni nu i-o poate lua, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, El va trăi veșnic. Pentru că Dumnezeu are viața în El însuși, acest lucru înseamnă că Dumnezeu are tot ceea ce are nevoie pentru existență. La urma urmei, de vreme ce Dumnezeu trăiește veșnic, este adevărat și faptul că Dumnezeu a trăit mare parte din viața Lui atunci când nu exista nimic. Dumnezeu a existat înainte să creeze lumea și era pe deplin Dumnezeu și atunci. Prin urmare, pentru ca Dumnezeu să aibă viață în El însuși, înseamnă că trebuie să aibă tot ceea ce are nevoie pentru propria Lui viață în El însuși. Astfel ne putem gândi la Dumnezeu ca fiind imanent, adică faptul că are viața în El însuși, și autonom, adică are toate lucrurile de care are nevoie pentru viață în El însuși. Acest lucru ne reamintește despre ceea ce discutam mai devreme, faptul că Dumnezeu nu are nevoie de lume, de vreme ce orice lucru de care ar avea nevoie pentru a fi Dumnezeu se află chiar în ființa Lui. Având în vedere că Dumnezeu este veșnic pentru că are viața în El, acest lucru înseamnă și că are orice lucru bun în propria sa viață. Nimic nu mai poate fi adăugat bogăției pe care o are Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are totul, fără început și fără sfârșit. În al doilea rând, Dumnezeu este sfânt. Biblia ne vorbește deseori despre sfințenia lui Dumnezeu, sublinind acest adevăr despre El ca fiind deosebit de important. De pildă, Isaia are o vedenie cu Dumnezeu care stă pe tronul său în templu. Îngeri măreți zburau deasupra lui și strigau unii către ceilalți: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. A fi sfânt înseamnă a fi diferit de orice altceva, a fi unic sau separat. Îngerii aceștia proclamă faptul că Dumnezeu este diferit de oricine altcineva, nu mai există nimeni ca El. Cântarea lui Moise spune același lucru: cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Și desigur, răspunsul la această întrebare este: nimeni nu este ca Domnul. Astfel, Dumnezeu este cu adevărat sfânt. El este nemaiîntâlnit, este unic. Unul dintre cele mai importante lucruri despre sfințenia lui Dumnezeu este că El este complet separat de tot ceea ce este rău, pătat sau păcătos. Are o viață care nu poate fi pătată, murdărită de niciun rău. Pentru că Dumnezeu este adevăr, El nu poate spune o minciună sau crede o minciună. Pentru că este credincios, nu își poate încălca cuvântul sau promisiunea. Pentru că este drept, nu poate să facă ceea ce este rău și nu poate accepta răul pe care îl înfăptuiesc alții. Un alt mod prin care putem gândi la sfințenia lui Dumnezeu este acesta. Datorită faptului că Dumnezeu este sfânt, El nu poate fi mai prejos decât ceea ce este ca Dumnezeu și, prin urmare, nu poate fi altceva decât ceea ce este, adică Dumnezeu. Dumnezeu este înțelept, bun, drept, sincer și credincios și nu poate fi diferit. El este sfânt și, prin urmare, este separat de orice contravine propriei sale vieți ca Dumnezeu.
În al treilea rând, Dumnezeu este neschimbat. Ar trebui să fim în stare să înțelegem acest aspect având în vedere ceea ce am învățat despre sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu, iar acest lucru înseamnă că El nu poate fi mai puțin decât ceea ce este ca Dumnezeu, la fel cum nu poate fi altcineva decât cine este ca Dumnezeu. Dumnezeu deține toate calitățile în viața sa de Dumnezeu și din acest motiv, pur și simplu, nu se poate schimba în mai bine sau mai rău. O afirmație minunată a acestui adevăr este exprimată în Psalmul 102, cu versetele 25 și 27. Tu ai întemeiat în vechime pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămâne. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei schimba ca pe un veșmânt și se vor schimba. Dar tu rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Da, într-adevăr, Dumnezeu rămâne același, iar anii săi nu se vor sfârși. Dumnezeu este cine a fost întotdeauna și nimic nu se poate schimba în caracterul său. Faptul că Dumnezeu este veșnic, sfânt și neschimbat, ar trebui să ne determine să-L slăvim pe Dumnezeu pentru măreția sa și să ne încredem în El, datorită credincioșiei caracterului său. Știind că Dumnezeu este astfel, ne putem încrede cu adevărat în El. El trăiește veșnic și are întotdeauna puterea, înțelepciunea și bunătatea pe care doar El le poate avea, ca Dumnezeu. El nu-și poate schimba caracterul devenind mai mult sau mai puțin decât ceea ce este. Știm că ne putem încrede în spusele Lui, în înțelepciunea Lui și în puterea Lui de a face ceea ce este drept. Cunoașterea bogăției lui Dumnezeu ne ajută să-L onorăm, să ne închinăm Lui, să ne punem încrederea în El și să ne smerim înaintea Lui. Doar Dumnezeu este Dumnezeu, iar bogăția Lui nu are nici măsură și nici sfârșit. Pentru că ai grijă de tine și de inima ta, ai ascultat un mare adevăr prezentat de pastorul Valer Monafu, o emisiune pentru inima ta, realizată cu sprijinul Societății Misionare Române. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o lucrare scrisă de Bruce Ware și publicată de editura Cartea Creștină din Oradea. Adevăruri mari pentru inimi fragede este o colecție de principii care vin direct din Scriptură și prezintă răspunsuri la întrebări despre identitatea lui Dumnezeu, despre lucrarea sa și despre speranța pe care o putem avea într-o relație cu Hristos. Pentru a avea grijă de tine și de inima ta, nu uita să trăiești adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Ai grijă de tine? Și ai grijă de inima ta.